Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă prezint un ceas deșteptător, software, bineînțeles, pentru desktop. Acesta ne va ajuta să ne trezim dimineață, dacă, în ghilimele, computerul este în starea de hibernare. Da? Dacă este oprit, adică dacă îi dăm shutdown de seara, nu o să ne mai trezească dimineața. Dacă este în hibernare și alarma este pusă la ora 6, dimineața, la ora 5:59 computerul va porni și după un minut, la ora 6, alarma va începe. Ca să funcționeze toate aceste sistemele de deșteptare, să spunem, trebuie să avem, bineînțeles, și sistemul de sunet pornit. Deci, PC-ul în hibernare și sistemul de sunet gata pornit. Haide să pornim, să vedem să pornim, da? Hai să vedem de unde descărcăm acest soft. El se numește Citrus Alarm. Citrus, da? Dăm Enter. Citrus Alarm, scriem pe Google. Primul rezultat, orange.net, de la Orange, da? Probabil producătorii softului au o slăbiciune pentru citrice. Aici avem linkurile de download, linkul de download practic și linkul de cumpărare al produsului, costă $12, dar să știți că este un produs foarte bun, chiar ne putem baza pe el. I-am făcut câteva teste și se comportă chiar foarte bine, vreau să spun. Putem să alegem noi melodia pe care să ne trezim dimineața, o să vedeți voi mai încolo. Îi dați download, eu nu-i mai dau că deja i-am dat, dați save file. Eu l-am salvat, este aici pe desktop, haideți să-l instalăm. Alegem limba în care o să funcționeze programul, ori engleză, ori altă limbă. Dacă ați fost prin Spania pe undeva sau prin Franța, probabil sunteți mai obișnuiți cu aceste limbi. Eu las engleza. Citim termenii. După aceea bifăm că suntem de acord cu ei. Acesta este locul unde se va instala. Lăsăm să pornească în start. Este foarte bine. Install. Este aproape obligatoriu să-l lăsați în start pentru că acesta trebuie să monitorizeze tot timpul și să vadă când trebuie să vă trezească pe voi. Nu este un soft care consumă multe resurse, așa că nu vă faceți griji. Acum, haideți să lansăm programul. S-a lansat, ne apare jos un pop-up. Welcome to Citrus Alarm Clock. Dăm click pe pop-up. Dacă nu vedem pop-up-ul, vedeți că o să aveți undeva în 3 o iconiță de culoare portocalie. Exact cam cum ar fi ăsta aici, dar în loc de 1 este, sunt limbile unui ceas, să spunem. Dacă nu-l vedeți în 3, probabil o să fie ascuns sub săgețică. Vedeți că aveți o săgețică îndreptată în sus, dați pe ea și o să găsiți acea mică iconiță. Haideți să fixăm o nouă alarmă, că asta vrem, să zicem că dorim să ne trezim dimineață, ca niște muncitori ce suntem. Muncim și sâmbătă și duminică, nu e nicio problemă. Ne trezim, dimineața este AM, să nu uitați, să ne trezim la ora 6, da? Punem și noi să ne sune la ora 6, hai la 6 și 5 să mai dormim puțin. El, v-am spus, trebuie să funcționeze, să fie într-o stare de hibernare computerul, deci încă o dată vă spun, computerul trebuie să fie în stare de hibernare și sistemul de sunet pornit și dat la un volum decent. El oricum o să pornească așa ușor, ușor alarma, nu o să vă bubuie din prima în cap, stați liniștiți. Dacă doriți, puteți să vă puneți o melodie, adică chiar este indicat să vă puneți o melodie de-a voastră. Uitați aici din melodiile din Windows, o să aleg pe prima. Da? Dăm OK. Acum ne pune să o salvăm. O salvăm în formatul specific. I-am mai salvat mai devreme. Gata, am salvat-o. Asta este numele alarmei, putem să punem trezește-te, da? Trezește-te, titlul, este pus la ora 6:05 dimineața, în fiecare zi a săptămânii și ne va cânta această melodie. Dacă dorim să deschidem un player extern, putem să o facem, dar eu nu vă sfătuiesc, dăm OK și gata, este pusă alarma. În mod normal, ne va trezi la 6 dimineața. De aici, de pe partea asta, putem să edităm anumite chestii, de exemplu alarma, să o edităm din nou. Ne uităm acum, este 6:38 PM. Haideți un pic să modificăm. Zicem că punem 6:39 sau chiar 6:40 și cât mai stăm noi de vorbă aici, deja o să înceapă să sune ceasul.
și să punem PM, pentru că acum este PM. Gata. Am pus alarma, acum ar trebui să sune. V-am spus, condiția pentru a funcționa această alarmă ar fi, încă o dată vă spun, ca să nu cumva să dați vina pe mine că întârziați la școală sau la serviciu dimineață, două condiții. PC-ul să fie în hibernare, știți ce e hibernare? Dacă cumva nu știți, intrați pe videotutorial.ro, dați la căutare hibernare și o să găsiți tutorialul în care sunt explicate stările computerului, shutdown-ul ce înseamnă, hibernare ce înseamnă și sleep-ul ce înseamnă. Deci v-am spus, trebuie să fie în hibernare și să fie PC-ul, sistemul de sunet pornit, ca toate acestea să funcționeze. Dacă puneți ceasul dimineața la 6, să spunem, la 5.59, PC-ul se va deschide, va reveni în starea normală și exact la ora 6 va începe alarma, cum ar trebui să înceapă imediat. Acum este 6.39, am pus-o la 6.40 să sune. Vreau să vă spun că zilele astea am căutat un soft care ar putea să trezească PC-ul din shutdown, chiar am căutat în disperare. Am găsit câteva care promiteau acest lucru, dar nu am realizat așa ceva. Nu a funcționat, nu știu de ce, ori probabil că mi-am cumpărat eu un hardware nou, nu prea sunt obișnuit cu el, ori nu știu ce să vă spun. Acum, din minut în minut, ar trebui să pornească alarma. Hai să vedem de ce nu pornește. Am pus-o la 6.40 PM. Este ok. Dar, mă rog, nu știu de ce nu vrea să pornească. Haideți să mai așteptăm puțin. Ia să vedem la secunde, câte secunde am lăsat. Ah, ba da. Uitați, mai erau și 37 de secunde, deja era 6.40 și intrasem în panică, am zis că mi s-a stricat jucăria, dar după cum vedeți, funcționează, scrie sus aici, pâlpâie, trezește-te, vedeți? Ceasul și începe să cânte melodia din ce în ce mai tare, este foarte, foarte ok, zic eu, pentru că puteți să vă puneți absolut ce melodie vreți. După ce vă treziți, puteți să dați space pentru snooze sau să închideți direct dacă v-ați trezit de-a binele. După aceea aveți decât butonul acesta, continue trial și o lună de zile nu aveți nicio problemă. V-am spus, încă sunt în căutarea unui soft care poate să trezească de-a binele PC-ul din starea de shutdown. Acum nu știu, v-am spus, ori am eu probleme pentru că mi-am luat hardware nou, este o placă de bază foarte nouă cu care nu sunt obișnuit, am tot încercat setări din BIOS, dar nimic nu vrea să funcționeze, ori softurile sunt de vină, ori este de vină placa de bază pentru că nu se trezește, nu se înțelege bine cu sistemul de operare, nu știu ce să vă spun deocamdată pentru că încă o studiez și o placă asta de bază, o să vă povestesc despre ea într-un tutorial următor. În principiu, pe scurt așa, e ceva pe platforma Sandy Bridge. O să configurez în zilele următoare și un sistem pe Sandy Bridge, o să vă povestesc despre această platformă, o platformă minunată, dar care are și un mic bug. O să vă spun despre el la momentul respectiv. Deocamdată sper să savurați acest ceas, sper să nu vă enerveze prea tare dimineața, ca să nu vă enerveze, pune și voi o melodie așa mai lentă, mai plăcută, care vă dă un tonus mai bun dimineață, ca să puteți să vă treziți fără nervi. Dacă sunteți supărați să nu dați cu nimic în PC, probabil mulți au tentația să arunce ceasul în casă, vedeți că PC-ul costă mulți bani. Cam atât am fost pentru astăzi, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și să nu dați vina pe mine dimineață la ora 6 când trebuie să vă treziți. Cam atât a fost, mulțumesc, la revedere!